Doamne, Doamne! Și printre fetele acestea, așa, uite-o care este bună! Suntem pe aeroport, este ora 6 dimineața și merg eu așa prin aeroport și când colo, pe cine crezi că zăresc? Aștept avionul. Oh, și tu aștepți avionul? Și eu aștept avionul, dar unde zbori? În Italia. Ah, și eu în Italia, cred că avem același avion, nu? Știi ceva? Tu nu pleci cu mine în Italia, eu plec singură cu tine. Păi și eu cu cine plec? Tu rămâi acasă cu mami, te bucuri? Da, mă bucur, dar și eu am avion astăzi, să știi. Ce? Tu credeai că eu n-am avion? Ai te zburează cu mine? Da! Hai, du-te, 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 că a început îmbarcarea, du-te, du-te! Pa! Pa! Ce este avionul meu? Tu îl vei zbura sau tu l-ai cumpărat? Eu l-am cumpărat. E al tău personal? Wow, ce avion mare! Eu să-l control. Tu o să-l pilotezi? De unde știi tu? Ne imaginăm! Uite că am aterizat pe aeroportul din Treviso și mergeam noi, am ajuns într-o stație și când într-o stație, pe cine credeți că am întâlnit? Pe o mică italiancuță. Buongiorno! Ah, ești Natalia! Noi credeam că este o italiană și ea de fapt e Natalia. Ce faci Natalia aici în Italia? Natalia a ajuns în Italia. Ce faci? Da! Ce vrei să zici? Vreau să zic ia uite! Oh. Da, valiza! Valiza cu Nimo! În regulă! Am urcat în autobuz și ne ducem spre... Unde mergem? Unde spre Padova! Bine! Hai să ne uităm aici! Hai! Copaci! Hai să-i numărăm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Căi, Doamne, Doamne! Sata mai este cu fistic, Natalia cu fructe de mare, fructe de pădure sau de mare? De mare! De fructe! De fructe? Fructe de fructe, clar. Și e bună? Fructe de mare! Și eu mi-am luat? Eu mi-am luat cu înghețată, înghețată cu înghețată. Și Natalia și-a luat cu fructe de mare. Cu pește. Bunicu și-a luat cu ciocolată și bunica și-a luat cu aia. Stracea. Și e bună, Natalia? Foarte bună, nu? Oho! Stracea că mai vrei, că eu nu mai vreau. Eu să mănânc? Auzi? Așa e cu pățească. Pe urmă, asta m-a aruncat la gheață. Nu mai vrea bani. Și ce? Natalia a ieșit la tablă și desenează. Ce desenezi, Natalia? Explică-ne ce desenezi. Iarba, soarele și cerul. Iarba, soarele și cerul, da? Și eu mai desenez o căsuță. O căsuță? Vreau să văd căsuța. Ai terminat iarba? Ah, floricele.
Cam povestea cântăriței din vreme. Câțiva sunt însoțiți de poliție și merg pe străzile din Padova și cântă. Natalia, îți place? Natalia, îți place? Apropo, ei sunt însoțiți de poliție. Cântăreții ambulanții au terminat reprezentația și s-au dus să mănânce o înghețată. Iar poliția îi așteaptă să-și termine înghețata, nu? Suntem la un concurs de Miss unde ne-am infiltrat și Natalia a urcat direct pe podium. Fetele acestea. Așa. Uite-o care este câștigătoarea concursului de Miss de astăzi. Cea mai frumoasă fetiță a ajuns aici. Ai câștigat. Dar vreau și eu să văd ce e acolo. Iubita, tu ai câștigat concursul ăsta de Miss? Tu l-ai câștigat? Cea mai frumoasă fată din Italia. Câștigătoarea concursului, Natalia Cojocare, a urcat acum pe scenă și se duce în vârful piramidei de fete. Fata e cu ochelare, îmi place. Dar cu ochelare îți place? Dar cum ți se par celelalte? Ele? Nu... Dar ce părere ai despre tocuri? Îmi plac tocurile. Îți plac, nu? Dar despre maiouri? Îmi plac. Dar ce zici despre... Pantaloni? Pantaloni. Îmi plac. De ce?